Urmărirea penală în dosarul parcărilor cu plată în care primarul municipiului Chișinău Dorin Chirtoacă are calitate de învinuit a fost finalizată, iar dosarul a fost trimis în instanța de judecată. Anunțul a fost făcut astăzi de Procuratura Anticorupție printr-un comunicat de presă. De asemenea, procurorii solicită Consiliului Municipal Chișinău suspendarea din funcția primarului general pe durata procesului. Potrivit actului de învinuire, primarul capitale a comis acte de corupere pasivă și infracțiune de trafic de influență. Dorin Chirtoacă se declară nevinovat și susține că procuratura cere lucruri ilegale. Tot astăzi a fost respinsă de un alt complet de judecători. Cererea magistratului Victor Rățoi, care a vrut să se retragă din proces după ce la cererea procurorilor, instanța a decis înlăturarea a doi dintre cei trei avocați lui Dorin Chirtoacă.